Artista Maria Dragomiroiu ne vorbește despre oamenii de suflet și despre lecțiile pe care le-a primit de la viață într-un interviu exclusiv. Îmi doresc, cum și-ar dori și își dorește orice om normal, orice suflet, să fiu sănătoasă, împreună cu familia mea, să fim împreună mereu, să fim, să trăim în armonie, iubire, respect, prețuire, toate aceste sentimente care fac foarte bine sufletului, pentru că acasă, acolo te simți ocrotit, acasă este iubirea adevărată, cum îmi place mie să spun. Acolo și meseria te ajută, da? Da. Ai împlinirea succesului și bucuria succesului, dar trebuie să ai cu cine să împărtășești, cu oamenii și cei mai sinceri și cei care te judecă și spun lucrurilor pe nume și exact dacă greșești sau nu, sunt cei de acasă. Și eu am o familie frumoasă și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru familia mea. Este meritul dumneavoastră în totalitate pentru ceea ce vedeți la copiii dumneavoastră? Nu știu dacă este numai... Este poate și meritul meu, un pic, dar este și soarta. Așa mi-a dăruit Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu să fie, dar sunt convinsă că ceea ce văd copiii în anii aceia mici, când se formează, deci sunt călăuziți de acești primi ani ai vieții, sunt călăuziți în viață. Contează ceea ce văd în familie foarte mult.